Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Zapie pe Twitch. Buenos dias, carantinații mei, bine ați venit, bine ați nimerit la un nou videoclip pe acest canal. Dragii mei, nu ne-am mai văzut de mult, mi-am luat și eu o mică lungă pauză ca de obicei, că voi știți cum fac eu, postez o săptămână și după aia mai postez 3, că na. Fac pariu că un 99% dintre voi care vedeți acest videoclip locuiți la bloc. 100% vă place viața de la bloc, este o viață foarte palpitantă. No, și dacă stați la bloc, cu siguranță sunteți familiar cu sunetele de genul... sau probabil și ăsta. Atunci știți 100% și de faptul că locatarii blocurilor lasă și anunțuri câteodată pe blocuri. Astăzi o să ne uităm la cele mai anunțuri din blocuri, de pe blocuri, de pe lângă blocuri, care au legătură cu locatarii blocurilor și vecinilor blocurilor. O să fie super spicy. Atenție! Dacă nu vă luați căcații de câine, an filmări. Cine iubește această floare? Clorofitum este o plantă care vă oferă mai mult oxigen. O poate lua acasă. Bine, scrie mai frumos decât mine în orice caz. Să vă bucurați de ele o zi frumoasă. Mulțumesc frumos, mă. De ce n-am așa vecini? La mine în bloc singurele anunțurile cu cât mi-au venit nouă la consum și de fiecare dată aproape fac infart. Și anunțurile cum că vecinii de sus lucrează și să-i scuzăm. Deja de 5 săptămâni cu bormașina. Still going strong, clan. Still going strong. Animalule care mănânci lapte bătut, ai aruncat o tonă de peturi pe geam. Chiar nu le pot spune la ghienă. Uite că i-o lipit, frate, cu scoci un pet de lapte bătut. Coaie. Nu pipi în gang. Asociația proprietarilor bloc 24. Asta nu e un anunț, da? Corect, în perioada asta, oameni buni, avem nevoie de tot sprijinul lui Dumnezeu posibil. Tot. Că statul nu ne ajută, că nu știu ce, că spitalele spline, dacă mergeți la biserică e tot bine. Dacă puteți să și pupați iconele alea pe care le-a pupat toată lumea deja de 60 de ani în coace. De-aia cred că oamenii, de-aia nici o să aveți nicio problemă, că dacă frecventați des biserica și tot pupați icone deja, mă, cel puțin o dată pe săptămână, duminica, deja de... să zicem, o medie de 10 ani, deja aveți sistemul imunitar destul de format. Nici holera nu cred că vă mai atinge. Te rog frumos, nu mai deschide cu piciorul că mă murdărești și mă doare. Ai, te rog frumos, grijă de mine că eu te ferez de frig și ploaie. Asta a rimat. Ăsta-i geam? Mamă, eu am crezut că dădea cu piciorul într-un vecin sau ceva să-l deschidă. Doamne ferește. Dragii noștri câini, vă rog să nu faceți pipi aici. Hai de pula mea, frate. Zici că o secat la cu Sfânta Ana, mă, omule. Voi vedeți aici câte generații de pișat. Uitați-vă aici în colț, de exemplu. Atâtea s-o pișat. Eu acum nu cred că se referă la câini ca câini, că câinii nu știu să citească. Dă, cred că se referă la câini ca oameni. Dar ținând cont că sunt foarte mulți analfabeți la noi în țară, nici nu știu dacă oamenii care se pișe aici o știu citi chestia asta. Man, s-o erodat efectiv cimentul, man, de la aciditatea pișatului, coaie, incredibil. Acesta este un adevărat fenomen ecologic, ar trebui statul să ia măsuri. Ouă de casă! Mate vecin, te rog respectuos, nu mai fuma la hotă. Un mic o ceafă de porc mai merge, dar când simt în casă mirosul tutunului tău, ordinal, îmi vine să-ți adresez cuvinte grele. De aceea fie iarnă cât de grea, tot mai bine îți miști fizicul discutabil pe balcon, pentru că altfel mă simt obligat să mă cac în ea de aerisire după care o să o zidesc. În timpul nopții de acolo vor ieși mii de ligioane oribile care te vor căuta și se vor căca în gura ta atunci când ai tu somnul mai dulce. Să-mi spui cum facem. Doamne ferește, mă! Dezastru, man! Dezastru. Nu știu dacă-s dezastru vecinii, că cum adică, mă, fumați, mă, la hotă, mă. Nu vi rușine. Doamne ferește, mă. Nu vă mai căcați în lift, fiți oameni. Nu, deci anunțurile astea chiar mă fac să mă gândesc, bă, ce fel de oameni există, mă, pe planeta asta, mă. Cum să te caci în lift, mă? Cum poți să numești aia o căcare, mă? Căcarea, nu știu, din punctul meu de vedere, acum nu vreau să fiu vulgar sau ceva, doar mă cunoașteți, eu sunt un om foarte educat.
Pentru mine procesul defecației este un adevărat ritual, oameni buni, să vă spun. Mie îmi ia cel puțin 20-30 de minute să îl scop pe tati de acolo, în timp în care mă uit la memes, mă mai documentez, mai citesc un pic texte religioase. Atenție, cineva de pe acest palier are o nesimțire ieșită din comun. Vai mie, ce se întâmplă? Vom afla cine e persoana care nu lasă capacul jos de la ghienă. Opritor ușă, nu arunc. Îi rog pe acei vecini care au aruncat un pește pe geamul dinspre magazin să îl ia din copac. Stă acolo dinainte de Revelion. Place această notă ulterioare a autorului. Cine știe când a lăsat anunțul ăsta și după aia s-a trezit după câteva luni după Revelion că bă, chiar de acolo de atunci stă peștele. Cine știe la ce a asistat săracul peștișor. Ioi, Dumnezeu. No, cam astea au fost toate anunțurile din blog. Cred că o să mai fie, că am văzut că le mai apropo postări din alea, așa, pe să vedem ce mai putem să mai adunăm de pe acolo. Mersi, fain că ați urmărit acest videoclip. Sincer, chiar mi-a fost dor de voi și îmi pare rău că n-am mai postat. N-am avut cum să postez nou din cauza la vecinii ăștia imbecili nou. Nu știu ce pule i-au apucat deja să tăți spargă cu bormașinile și cu picamerele. Deja de 5 săptămâni fac chestia asta. No, dacă v-ați fi uitat la mine pe stream-uri, ați fi văzut că, uite, și azi dimineață, larmă totală, și ieri dimineață și alaltă ieri. În fiecare zi de 5 săptămâni, audio concertul ăsta de Luciano Pavarotti s-o trezi din morți ca să îmi cânte mie la bormașină în pula mea. E foarte fain să stai la bloc. Să-mi ba piciorul dacă nu. Nu uitați să luați un Sfântul Graal, oameni buni, și așa ca o mică adăugire de final, ne vedem în această seară la ora 7 pe Twitch, facem live. Este gratis să veniți pe Twitch. Nu mai înscrieți în comentarii că e pe bani și căcaturi, că puteți să intrați oricând. Nu știu cine v-a prostit cu chestia asta, probabil ciurim palezii ăștia de-o făcut pe alte platforme din astea de streaming, unde chiar trebuia să plătiți să vă uitați, ceea ce e destul de nasol din punctul meu de vedere. Astăzi jucăm Customuri 5 vs 5 pe League of Legends, deci dacă vreți să mă bateți sau dacă vreți să mă ajutați, veniți la mine în echipă să-i batem pe alții care se uită pe stream, vă aștept, linkul este acolo jos în descriere. Ne vedem și la următorul videoclip, care sper să fie cât mai curând. În weekend-uri cel puțin, e ok, nu face nimeni cu bormașinul, s-ar putea să mai postez clipuri cât de curând posibil. Vă mulțumesc frumos că ați așteptat acest videoclip, poate s-o ridica la așteptările voastre, poate nu, eu deja sunt prea bătrân pentru chestii din astea și v-am lăsat. Haideți, o zi faină să aveți și vă salută tata Zapi. Ciao! Ce tot taci, mănânci cât ca mai bine taci. Ce tot taci, ne pișă pe celălalt sunt gândaci. Ce tot faci, ce mai șpeche cu aie din te traci. Ce tot taci, de acolo te traci. Ce tot taci.